Iar soția lui Victor Socaciu rupe tăcerea la 40 de zile de la moartea artistului. Brândușa Simion va răspunde tuturor acuzațiilor. Femeia care a fost alături lui Victor Socaciu în ultimii ani va împărți averea cu copiii acestuia. Ce avere și cine va decide cui revine moștenirea, aflăm chiar acum de la colega noastră Larisa Popa. Larisa, bun găsit! Bun găsit! Regretatul artist a lăsat în urmă o familie îndurerată, dar în același timp și o adevărată comoară. Victor Socaciu a fost căsătorit de 4 ori și are 3 copii, de care a fost întotdeauna mândru. Artistul a mai fost căsătorit și cu Marina Almășan, 16 ani, iar în urma povestei lor de dragoste am avut un copil, Victoraș Socaciu, s-a despărțit în 2016 de Marina Almășan. Iată că acum Victor Socaciu, în ultimii ani de viață, i-a petrecut alături de Brândușa Simion. După decesul său, acesta a lăsat în urmă practic 3 moștenitori și conform ultimei declarații de avere, deținea 3 terenuri, unul la Covasna, unul la Cornu, 2 case, una la Cornu și alta la Eforie, iar în afară de asta avea parte și de venituri foarte mari din drepturile de autor, din pensie și din indemnizația de revoluționar. Cel mai probabil vor ajunge în instanță, iar judecătorii vor decide cui revine averea și cum se va împărți.